Nada. Wow. Dacă voiați să știți cum arăt dimineața, așa arăt dimineața. Astăzi zic că plouă și e o zi urâtă, așa că schimb de planuri, o să fiu o lazy day. E din ce în ce mai bine. Lazy day, lazy day, dar problema asta trebuie rezolvată. Așa că much better. Bună de dimineața, cu un pic mai multă cafea la bord și cu un pic mai multă energie, un pic mai fresh decât m-ați văzut mai devreme, pentru că am reușit să-mi fac și o rutină de dimineață și mă gândeam, dacă toți suntem aici, îmi pare rău pentru Eco, by the way, suntem în baie, în caz că nu v-ați prins, nu era evident, nu. Mă gândeam să vă arăt puțin așa care este rutina mea de dimineață, deși bănuiesc că acum în mare v-ați prins cam ce fac dimineața, dar să vă arăt și ce produse folosesc, pentru că încerc să am o rutină constantă dimineața și mai ales în zilele astea pe care le declar eu lazy days, pentru că e weekend, e urât afară, e numai bine de stat în casă și de lenevit, am zis să fac un fel de pampering day, dar asta cred că o să fie mai degrabă un pampering night. Am început prin a-mi spăla părul și stați să intrăm în duș. Am început prin a-mi spăla părul cu șamponul și balsamul. Ăsta e șamponul și balsamul de la Hellenson. V-am mai vorbit despre ele în clipul cu favorite, cred că în ultimul clip cu favorite. Am și un cod de reducere la ei. Stați că mă strigă copilul. Da, Gemini? Hai la mama! Ți-a făcut? M-ai pierdut? Așa, ziceam că am și un cod de reducere, cred că încă este activ. O să vi-l las în descriere și o să vă las link-ul către magazinul lor. Gelul de duș clasic, nu sunt foarte pretențioasă în materie de geluri de duș. Odată la două spălări folosesc și șamponul ăsta, pentru că nu-l las foarte mult în păr. Adică am de ales între a lăsa foarte mult în păr să acționeze și a-l folosi rar, sau îl folosesc des și îl las puțin. Și atunci eu prefer a doua variantă. Asta este șamponul Move pe care îl folosesc în momentul de față, pentru că dacă n-ați văzut, mi-am decolorat părul. Aici avem un scrub de la Pixi care este foarte chinuit. Este un scrub pentru corp teoretic cu zahăr, dar eu îl folosesc pe față, pe decolteu, pe gât, pentru că mie mi se pare destul de fin. Și cam atât. Asta este un balsam de păr din cutia de la decolorant. E bun ca balsam, groaznic ca toner,
pentru părul blond. Deci nu, m-am trezit cu părul morcov după ce l-am folosit pe ăsta și nu. Tot cu șamponul mi-am rezolvat problema. De regulă dimineața asta fac, îmi spăl părul. Îmi spăl părul fiecare dimineață sau cel mult odată la două zile, depinde de cum se arată și ce am de făcut în ziua respectivă, dar în general îl spăl în fiecare zi și v-am zis, astăzi l-am spălat cu șamponul de la Hellenson și cu balsamul și am folosit și balsamul și mâine cel mai probabil voi folosi tonerul. Da, și după aceea la skincare, pe partea de skincare am folosit niște AI patch-uri, dacă ați văzut voi, aveam niște AI patch-uri care nici nu știu să vă zic ce brand sunt. Le scrie Crystal Cooling Gold Powder Eye Mask. Nu știu de la ce brand sunt. Le-am primit, le-am folosit. Sunt într-adevăr cooling pentru că au o tonă de alcool în ele. Mi-au cam iritat zona asta de sub ochi. După am pus... am folosit Mineral 89, Baby Mineral 89 de la Vichy pentru ochi. Ăsta are cafeină și acid hialuronic în el și e bun cu cafeină pentru dimineața, că mă trezește, că ați văzut ce ochi aveam, ce ochi umflați aveam că m-am trezit. Mai am foarte puțin din el și vreau să termin. Pentru restul feței am folosit asta de la Bielenda, Fresh Juice cu acid hialuronic, îi zice, și cu suc de portocală sau vitamina C, ceva de genul ăsta. Este un fel de emulsie, e ok-ish, nu știu, nu m-a dat pe spate. O folosesc deja de vreo săptămână și nu m-a dat pe spate. Așa, și crema de astăzi pe care am folosit-o a fost asta de la CeraVe cu SPF 25, chiar dacă nu e soare și chiar dacă stau mai mult în casă, prefer să folosesc SPF și o folosesc numai pe asta pentru că este și foarte hidratantă, nu e doar cremă de protecție solară, are și, este și hidratantă. Este suficient de hidratantă pentru mine pe parcursul zilei și după cum ați văzut am aplicat un strat destul de generos pe care l-am lăsat, bine mersi, să se să intre în piele și mai târziu un picuț, în câteva minute, să merg să mă și aranjez puțin, să mă machiez, să-mi pun așa o față cât de cât, chiar dacă stau acasă și nu fac nimic în principiu, dar să mă simt eu bine cu mine. Și ce am mai folosit a fost uleiul ăsta de păr, când mi-am uscat părul, pentru că nu mi-l coafez astăzi, doar l-am uscat și îl las așa, vedeți? Este uleiul ăsta de la Garnier, ulei de argan, îi zic ei, pentru păr. Îl prefer pe cel de la Elsev, cel extraordinar, dar pe ăsta l-am avut acum, că mi s-a terminat ăla de la Elsev și așa că pe ăsta l-am avut. So, hai să mergem să ne terminăm cafeaua, să ne aranjăm și vedem noi ce o mai face pe ziua de azi, că v-am zis, it's a lazy day. Între timp a venit și întunericul acasă, nu știu dacă l-ați auzit. Ce face întunericule? Bune întunericule? Da, mă rog, are treabă, băiat, se, își face toaleta. A reușit să distrugă și tot ce am rezolvat eu pe dimineața asta, but whatever. Înainte de a mă machia și de a mă aranja, hai să găsim ceva cu îmbrăcat, să căutăm ceva cu care să, așa, ceva de preferat în care să mă simt și eu mai bine, să mă simt mai om. Altfel, dacă rămân în halatul ăsta toată ziua, după aia, so, let's go. Ia să vedem, hai să vedem ce găsim pe aici. Cavalli Puro Nero, pentru cine vrea să știe. Mi se pare potrivit. Este suficient de dulce și suficient de fresh pentru vremea de afară. Așa, hai să vă arăt în oglindă asta, că parcă e mai multă lumină aici. În general nu prea prind luminile, că mă deranjează lumina artificială, adică prefer să stau pe lumina asta mai potolită așa, mai puțină, decât să dau drumul la lumina artificială. Lângă mine, nu știu dacă vedeți o coadă, este prințul. Și da, mi-am luat rochița asta, este o rochiță de la Orsay, cred că de acum vreo 2 ani o am, cu motivele astea așa florale. V-am zis că, în general, eu gravitez către printuri florale pe fundal alb, dar asta mi-a plăcut foarte tare, nu mi se pare deloc, nu știu, încărcată. Și arată bine, plus că aici
Îmi place detaliul ăsta de la gât și bonus, n-am nevoie de sutien, which is amazing! Dar, apropo, ca un mic detaliu, fashion, așa, pentru fetele care sunt mai late numeri, ca mine, genul ăsta de tăietură nu este cea mai avantajoasă pentru că îți scoate umerii în evidență, da? Îți face umerii și mai lați. Dar având în vedere că este un pic mai lărguță jos, se echilibrează cât de cât și nu arată disproporționată, adică nu arăt eu per total disproporționată în rochia asta, dar e bine de avut grijă în general pentru fetele care au umerii mai lați. Știu că suntem foarte puține, mai ales în România, dar e bine de menționat. Bun, și acum hai să facem ceva și cu mutra. Că am rezolvat cu rochia, am rezolvat cu prințul, am rezolvat cu cafeaua, hai să facem ceva și cu mutra. O să împrim părul ca să mă pot desfășura mai în liniște. Și acum, că suntem numai bine aranjate aici, numai bine poziționate, care e ideea acestui vlog? Că poate nu v-ați prins până la ora asta. Ideea este că voiam să vorbesc cu voi tot de ideea asta de feminitate, de ce să facem când, nu știu, avem o zi din asta când e urât afară și poate ne dă o stare proastă, pentru că mie cu siguranță o zi din asta mi-ar fi dat o stare super proastă și aș fi stat toată ziua și aș fi zăcut și prefer să fac efortul ăsta de a mă duce, de a face un duș, de a mă aranja, de a-mi pune o rochie pe mine, de a nu sta în pijamale, știți? De a fi cumva gata, aranjată, astfel încât să mă simt mai bine, adică de a mă, nu știu, pune mișcare, de a face ceva și de a, cumva, de a alimenta energia aia feminină despre care vă vorbeam într-un clip anterior, pentru că e foarte important să ai grijă de energia aia feminină și, de principiu, asta încerc să fac, adică este o zi lazy, să spunem, m-am trezit târziu, eu de regulă mă trezesc pe la 5 și ceva, când mă trezește Woody, de fapt, că Woody este alarma mea, de multe ori 4:30, mă trezește și pe la 5 și ceva mă duc, îi dau să mănânce și după aceea îmi fac cafeaua și îmi văd de ale mele, adică nu stau. Dar astăzi am stat mai mult, m-am dus la 5:30 și i-am dat să mănânce și după aceea m-am întors în pat și am dormit până pe la vreo 8. Ceea ce e foarte mult pentru mine. Dar având în vedere că e weekend, având în vedere că e urât afară, nu mai bine merge. Și am zis să pun în aplicare chestia asta pe care vi-o sugerez și vouă de atâtea ori și vă zic că face bine și chiar face bine. Și ce caut eu acum? Caut un anticearcăn. Stați așa că mă uităm după un anticearcăn. Ca să, pentru că nu o să mă fac un full face of makeup, ori o să mă aranjez așa un pic cât să par mai fresh. Din fericire, n-am foarte multe probleme în perioada asta cu tenul și este bine asta și oricât am zice noi, un pic de machiaj, o rochie frumoasă, puțin parfum, niște accesorii ne ajută întotdeauna. Ne ajută foarte mult pentru că ne scoate din starea de zăcut pe canapea și nefăcut nimic. Și cel mai probabil nici eu nu o să fac nimic astăzi, adică chiar zilele astea sunt perfecte pentru a citi, spre exemplu, pentru a... așa, dar... e bine să simți că ai făcut ceva pentru tine, adică să simți că totuși ai făcut ceva productiv. Așa, mai vreau un pic... Asta este Fit Me de la Maybelline, anticearcănul, în nuanța 15. Și îmi place foarte tare că este un anticearcăn pe care vedeți că îl folosesc și pe ten. Și se are acoperire medie, așa. Și nu se vede, adică nu se vede aiurea, nu se vede ca și cum i-aș fi aplicat ceva în anumite locuri pe față. E exact ce-mi doresc, adică nu... Trăiască pistrui, că a venit primăvara. Mă rog, vara deja. Și trăiască pistrui. Și aici, pentru că ăsta are niște particule iluminatoare, ăsta este anticearcărul de la Rimmel London. Cum îi zice, mă?
La izoleanță. Lasting Radiance. Lasting Radiance. De la Rimmel London. Asta îl pun aici, că am ceva cearcăne. Așa. Te pune și aici un pic. Și aici un pic. Și gata. Și e și mai deschis ăsta la culoare decât celălalt. Dar nu se observă. Partea bună este că nu se observă. L-am aplicat. Și cam asta este rutina mea, așa. Mai ales că tenul meu n-arată chiar foarte rău. În perioada asta arată destul de ok. Nu am multe coșuri, nu am multe probleme. Which is amazing. Cam așa. Și dacă vreau eu să fiu mega extra excesivă, unde este? Stați că nu găsesc. Da, nu o găsesc, nu e aici, dar nu contează. O să iau un picuț de pudră, ca să mă simt eu mai ok, să nu simt că... În cazul de față o luăm pasta de la Cody, care, dacă mă întrebați pe mine, e mult prea parfumată pentru secolul ăsta. Așa. Și mi-am decolorat zilele trecute, mi-am decolorat părul, după cum cred că vedeți deja. Și... da, l-am făcut mai deschis decât de obicei și mi-a tunat mie prin cap foarte inteligent, mi-a dat prin cap să dau și pe sprâncene. Și m-am trezit cu sprâncenele portocalii, după cum le vedeți. Adică acum încă sunt ok. Eu după aia am încercat să le dau cu șampon din ăla mov, știți, să le spăl așa, să le dau cu șampon mov, să stea, dar nu, astea nu mai vor deloc să se facă. Și au rămas cu ele portocalii. Partea bună este că pot să le fac mai deschise, că înainte sprâncenele mele aveau un vibe din ăsta așa de șaten rece și dacă încercam să le fac deschise, mai deschise la culoare, că mie îmi plac sprâncenele mai deschise, se vedea că e creionul mai deschis sau pudra e mai deschisă. Acum e bine, că măcar dacă sunt portocalii, nu se mai observă, știți? Așa. Deci, da, dar arată foarte creepy când nu sunt machiată și încerc să le dau tot timpul cu un creion. Asta este un creion de la Essence. Creion banal de la Essence. Așa. Și încerc să le creionez un pic aici. Stați că trebuie să mă întorc ca să văd, să stau într-o lumină mai ok. Așa. Bun. Mai bine. Ceva mai bine. Un pic mai bine. Decât... Așa. O să iau acum o pensulă foarte fluffy. Foarte fluffy. Să vedem astăzi dacă mă îndur, că tot e un lazy day, poate reușesc să și spăl și pensulele. Yes! Și o să iau nuanța asta de aici, asta să vă arăt. Asta de aici. Asta. O să iau nuanța asta de aici, din paleta de la Huda, și o să pun numai în pliu, un pic cât să definez pliu, că eu având pliu căzut, am nevoie de un pic de... să-l ridic puțin, să pară că e mai sus decât e în realitate. Așa, atât. Așa, și o să pun și mascara. Pentru că mie mascara îmi deschide tot timpul ochii. Și am... ce? Extra 3 de lash de la Rimmel London. E basic. Adică pentru o zi din asta în care nu sunt super machiată merge, dar în când am mai mult machiaj, parcă nu se vede nimic la ochi. Parcă n-aș avea mascara. Oricum, dacă vă interesează ceva, vă las în descriere toate linkurile pentru toate produsele despre care am vorbit până acum. Așa, vedeți? Uite ce diferență face un pic de mascara.
Mai punem un pic de blush. Numai un picuț. Ca să pară... Așa. Și ce mai trebuie? Un pic ceva pe buze, că... Da. Și pe buze o să pun... Unde ești, mă? Stați că era până acum, era în ochii mei. Uite-l. Așa. Iar e dezastru în sertarul ăsta, iar trebuie să fac curățenie. Creionul ăsta de la L'Oreal. E mat, dar este hidratant. Și se ia frumos de pe buze. Pentru că ce-mi doresc eu într-o zi din asta cu machiajul super natural este să se ia frumos de pe buze, să nu se vadă ca și cum, nu știu, am un ruș super evident și rămân urme de ruș pe buze, pe marginea buzelor, pe... să mi se întindă. Deci asta este super ok, că se ia super bine. Și cam asta este. Și cam asta este. Cam asta e tot pentru machiajul meu de azi, așa. Super fresh și super... Bună cafeaua. Ar trebui să mă duc să fac ceva să mănânc. Că deja mi s-a făcut foame. Și vedem ce mai facem astăzi. Că m-a luat un pic frigul. Am mâncat, dar m-a luat un pic frigul și am mai pus asta peste mine. Cât mai stau aici, am dat și un pic drumul la căldură ca să revin. Dar până mă încălzesc și până se încălzește efectiv aici, mă gândeam că principala treabă importantă pe ziua de astăzi pe care o am de făcut este unghiile. Am niște unghii absolut înfiorătoare și nu mai rezist. Știți că nu suport să stau cu unghiile nearanjate sau cel puțin să am unghiile, nu știu, urâte. Și așa că principala chestie pe care o voi face înainte de orice pampering și înainte de absolut orice, vom face unghiile. Îmi voi face unghiile pentru că mi s-a luat o parte din... Stai să-mi caut o pilă. E aici. Mi s-a luat o parte din lac și trebuie să-l dau jos pe tot și să... îmi pun altceva, să-mi dau un strat, să-mi dau un refresh. So, asta voi face acum. E un proces relativ boring, așa că nu o să vă țin prea multă morală. Cer scuze pentru dezastru, dar voiam să vă arăt așa în mare cam ce-am folosit. Eu folosesc baza și top coat-ul de la Cupio și mă descurc destul de bine cu ele, mă înțeleg destul de bine. Asta este culoarea, stați așa că e... Asta este culoarea pe care am făcut-o, am dat-o într-un strat. Astea sunt pilele pe care le folosesc. Super utile sunt chestiile astea, cleștișorii ăștia care să-ți țină, cum îi zice, dischetele cu acetonă pe unghie. Sunt mai util decât decât foliile de aluminiu. Mie mi se par mai ok pentru că doar prinzi așa și stau foarte bine și nici nu se evaporă acetona. Eu folosesc acetona normală pentru a-mi curăța unghiile. Acum am pasta de la Farmec, că asta se găsește la mine la magazin, dar în general mă descurc super bine cu acetona. Așa, și ce am mai făcut? Atât. Asta a fost. Deci asta e. Îmi pun, împilesc lacul. Top coat-ul, mi-l pilesc cu unghia asta, cu unghia. Îmi pilesc top coat-ul cu pila asta, că este mai abrazivă. Îmi moi bine asta în discheta în acetonă, pun cleștișorul, stau 15 minute și e tot ok. Lampa este luată de pe kitunghii.ro, o să caut ceva similar, este o lampă cu LED și este foarte ok. Adică eu mă înțeleg super bine cu ea, mă înțeleg mai bine cu lampa cu LED decât cu lampa cu UV pe care o aveam înainte. Totul foarte ok, ăsta este tot așa un ulei de cuticule pe care îl mai folosesc din când în când. Tot l-am primit tot așa într-o comandă cu niște lacuri de unghii și da, cam asta fac, adică nimic special, nimic deosebit. Cât să arate și unghiile mele decent, să nu pară că sunt făcute cu
polizorul. Și s-a făcut după masă. Da, am stat vreo 2 ore de vorbă cu o prietenă la telefon, am mai citit ceva, v-am zis, astăzi este pe principiu, merge pe principiul lazy day, așa că nu dăm foarte mare importanță la toate lucrurile care se întâmplă, dar m-am gândit la o chestie, că tot mi-am luat rochița asta pe mine și îmi place foarte tare, m-am gândit să vă arăt cam cum aș asocia eu rochița asta, cu ce piese aș asocia-o eu, un fel de styling pentru rochia asta, asta fiind piesa principală, și noi facem un styling, să facem 2 sau poate 3 outfituri din rochița asta, așa mă gândeam că poate vă dau vreo idee în cazul în care aveți ceva similar, poate vă vine vreo idee de cum să purtați o astfel de piesă de îmbrăcăminte și m-am gândit la mai multe opțiuni. Hai să vă pun pe trepied și să vă arăt la ce m-am gândit eu și să-mi spuneți și în comentarii dacă vă place ideea asta și dacă vreți să mai facem în daily vloguri așa ceva. Și chiar să-mi spuneți care variantă vă place mai mult. Dacă a ieșit și soarele între timp. Prima versiune este cea casual sport, dacă vreți așa. Nu știu dacă se văd picioarele mele, dar dacă se văd... Dacă nu se văd, ridic eu așa piciorul. Am niște teneși albi și mi se pare foarte, foarte drăgălașă combinația asta cu geaca asta peste, care cumva acoperă, mi-acoperă brațele, de exemplu, dacă e mai rece sau... Am fost, de exemplu, așa am fost la film, în outfitul ăsta și a fost perfect ok. Nu mi-a fost frică, știți că în sălile de cinematograf, în general, e mai rece. Am fost la film așa și a fost perfect. Și mi se pare o idee foarte bună, cu o geacă din asta de blug până în talie, cu niște teneși care sunt super, super comozi, sunt fără talpă, sunt perfect ok pentru o zi în care vrei să fii super relaxată și mi se pare o versiune foarte bună pentru că mai potolește cumva din tiparul ăsta pe care îl are rochia, dar în același timp arată și cumva feminin și, nu știu, are așa un aer destul de drăgălaș outfitul ăsta, fără să fie ceva over the top, știți? Dar e ceva super la îndemână și dacă aveți genul ăsta de rochiță, cam de lungimea asta, poate și mai scurt un pic, merge super, super bine cu teneș, cu o geacă de blug sau chiar și o geacă din piele, dacă aveți o geacă din asta scurtă, dar e bine dacă aveți genul ăsta de rochiță, mă uit acolo că e oglinda, știți? Dacă aveți genul ăsta de rochiță care este mai largă puțin în partea de jos, să fie geaca scurtă, dar să nu fie până aici sau până mai aici, prin zona asta, că atunci strică tot efectul rochiei, da? Dacă geaca este scurtă, cumva se pune accentul și pe zona asta... Este numai bine, da? Și este ceva ce eu, în mod normal, m-aș feri să port, mai ales fiind ceva mai sport, așa, dar oricum este un outfit pe care chiar și eu îl port pentru că îmi place și mi se pare că vine super, super bine. A doua opțiune este mega eu, deci ăsta este outfitul meu 100%, nu știu dacă îl vedeți, dar am pus niște sândăluțe nude, da? Care nu se bat nici cu... tiparul, nu fac nimic decât încă mi-alungesc piciorul, chiar dacă ele se leagă pe picior. Am o geantă nude și asta e tot. Adică, practic, las pur și simplu rochia să strălucească. Și în momentul în care asociez 2 piese nude, practic, le pui pe lângă outfitul principal sau pe lângă piesa principală. Și încă o chestie, la genul ăsta de rochie cu culorile astea nu văd decât accesorii aurii, personal, da? Acum că puteți purta orice, bineînțeles, dar la rochia asta eu în general prefer să port accesorii aurii, că mi se pare că se potrivesc mai bine. Dar varianta asta este super, super simplă de realizat și super la modă și ia, stați că mi-a mai venit o idee. Dacă este să încercăm ceva, o altă combinație. Stați așa. Să încercăm o altă combinație, să vedem. Asta acum mi-a tunat pe moment. Da, merge și așa, da? Cu un cardigan din ăsta peste. La fel, într-o nuanță relativ similară. Bine, nu e identică nuanța cu ce are rochia, dar se regăsesc pe aici, așa, se regăsesc și puțin din nuanța asta. Și iarăși mi se pare că merge super bine. Cordonul ăsta l-aș le face fundă mai degrabă la spate. Și tot așa cu accesorii nude. Deci mi se pare că merge de minune și varianta asta. Deci este super
nu știu, comodă. Pentru mine este, ăsta este genul ăla de outfit super casual, dacă mă întrebați pe mine, ăsta este outfitul meu casual. Așa? Și mi se pare că e, pentru că, în general, rochia asta la asta mă inspiră, asta mi inspiră, adică ceva foarte casual, ceva foarte relaxat și mi se pare că merge de minune, așa, arată foarte bine și e, iarăși, chic, un pic elegant, fără să fie over the top, da? Mi se pare că arată minunat. Chiar să-mi spuneți care versiune vă place, mai în prima sau a doua. Da, și fața mea lucește super, super tare. But whatever. Mă gândeam ca pentru după masă, cină, ceva de genul, să fac niște paste. Am niște pui, am sos de roșii, niște ceapă verde, niște verdeață, usturoi. Fac un sos acolo. Am niște fusilii și să fac acolo un sos așa roșu pentru paste cu pui. Cred că ar fi foarte bun. So, asta voi procede în a face în următoarele minute și după aceea mai vedem ce. Dragilor, stați să dăm prima dată asta de aici, de lângă noi, așa. Am început în baie de dimineață, terminam în baie, cum e frumos, da, cu acele sprâncene portocalii, but whatever. Am făcut pastele, stați că am senzația că am un fir de păr de Gemini pe aici. Noi. Așa, făcut pastele, au fost absolut delicioase, delicious chiar, le-am mâncat pe toate și m-am simțit super plină și de aia după aia mi-am făcut un ceai ca să se mai așeze puțin lucrurile și bineînțeles că nu putea să fie un lazy day sau un pampering night cu așa mai bine, nu? Fără o baie și asta am făcut după. O baie lungă, 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 acum este vreo 10 jumătate noaptea, ceea ce pentru mine este aproape ora mea de culcare, dar mai rezist puțin. Și vreau să vă arăt ce am folosit, dacă tot v-am arătat ce am folosit de dimineață, vreau să vă arăt ce am folosit acum pe seară, ca să-mi curăț tenul, să mă pun la punct pentru seara asta și începem așa, în ordine cronologică. Pardon, scuzați, am folosit acest demachiant solid. De la Clinit, ăsta mi l-a făcut cadou Eugenia de Crăciun și este foarte, foarte bun, îndepărtează foarte bine machiajul, dizolvă foarte bine și mascara și absolut tot și îndepărtează foarte bine machiajul, astfel încât să poți să vii cu pasul de curățare după aceea, fără să ai probleme și fără să-ți rămână reziduri. După am folosit acest gel de curățare de la Garnier, care are și acid salicilic și în perioada asta, adică pe ăsta. Și în perioada asta am mare nevoie pentru că mi-a apar monștri pe față și chiar le-am lăsat puțin așa să acționeze vreo 2 minuțele. Asta pentru că, v-am zis, încep să apară monștri. Este sezonul monștrilor pe tenul meu și l-am lăsat. Pentru că gelul ăsta de curățare poate fi folosit și pe post de mască, nu doar ca gel de curățare, dar și curăță foarte bine și îți curăță foarte bine porii și toate rezidurile de make-up și absolut totul curăță super bine, dar e și bun și ca mască, mai ales că, v-am zis, sezonul monștrilor. Apoi am folosit tot emulsia asta de la Bielenda
cu acid hialuronic și vitamina C. Am pus-o pentru acidul hialuronic mai mult pentru că am nevoie de hidratare, dar înainte de asta, că era să uit, am folosit aparatul ăsta pe care l-ați văzut, despre care o să vă povestesc mai multe probabil în alt clip, pentru că e a doua oară când îl folosesc acum. Este un aparat cu frecvență înaltă, high frequency zice, care are niște baghete aici în capăt. Eu le-am scos acum și le-am pus la locul lor pentru că sunt din sticlă și sunt fragile. Dar au în interior un gaz și îți poți face masaj cu el, se folosește pentru mai multe, dar de principiu are proprietăți antiacneice foarte bune, adică îți poți curăța, îți poți arde, dacă vreți să spunem așa, coșurile foarte bine cu el. Și pe lângă asta ajută la minimizarea porilor, la îmbunătățirea circulației, la drenaj limfatic, ceea ce eu am nevoie din plin, dacă se poate. Așa, ce mai am... Ce mai face? Mai face o grămadă de chestii, dar v-am zis, o să vă povestesc mai multe într-un alt clip după ce îl folosesc o perioadă mai îndelungată, pentru că e a doua oară când l-am folosit și nu știu exact cum se comportă, încerc și eu, văd cum e, testez și vedem. Așa, bun, și deci după ce am folosit aparatul, după ce l-al folosești pe tenul uscat, îmi pare rău dacă auziți cățelul din spate, este cățelul vecinilor care e deranjat de lumină, de zgomot, de orice sau de la mine din baie și de aia. Așa. Deci am zis că am folosit emulsia după ce am folosit aparatul, pentru că ăla se folosește pe tenul curat, și după am folosit această mască de la Yves Rocher. Este o mască din aia overnight. Mă gândeam să-mi pun o mască din aia de tip șervet, dar mi-e lene. Recunosc că mi-este lene. Am băut și o jumătate de pahar de vin. N-am reușit să termin tot paharul, mai am puțin. Cam jumătate din vinul pe care mi l-am pus în cade și așa că mi s-a făcut lene de la vinul ăla. Prin urmare, da, în păr nu mi-am făcut nimic, decât că mi-am făcut masaj tot cu aparatul ăla, pentru că are și un dispozitiv, un capăt pentru masaj, pentru masajul scalpului, și este extrem de relaxant. Deci personal cred că merită luat aparatul doar pentru masajul ăla pe care ți-l face pe scalp. Este, cum am zis, e a doua oară când îl folosesc, dar cel puțin pentru partea asta de masaj a scalpului sunt super îndrăgostită deja. Și de principiu cam atât. M-am schimbat în pijamale și cam atât. Cam atât pe seara asta, pentru că, da, deși n-am făcut nimic astăzi. A fost o lazy day, v-am zis. Bine, am mai fost după, înainte să mănânc, de fapt, sau după ce am mâncat, am mai udat plantele, pentru că eu am trăit cu impresia că a plouat astăzi, dar n-a plouat aproape deloc. Și a fost nevoie să ud, m-am fost prin grădină, mi-am udat plantele, mi-am făcut diverse prin curte, adică am mai dat un ocol pe la toată curtea, dar în rest nu m-am făcut nimic deosebit, ca să zici că merită efortul sau oboseala mea. Și cu toate astea simt că mi-am cam epuizat energia pe ziua de astăzi, dar e bine să mai ai din când în când și o zi de genul ăsta, o zi așa de reset, de, nu știu, să ai grijă de tine, să-ți faci diverse lucruri, să te resfeți puțin dacă se poate. Personal acum sunt plină de idei, am o mulțime de idei, atât de poze cât și de postări, și asta mi se întâmplă întotdeauna după o zi de genul ăsta și îmi face bine. Prin urmare, cred că e benefic atât cât se poate să ne luăm așa o zi pentru noi, sau măcar câteva ore, dacă nu o zi, să ne luăm o zi pentru noi, câteva ore în care să nu facem nimic, pur și simplu, sau să avem puțină grijă de noi, sau să ceva. Știți, ca să ne dăm un restart, ne dăm un refresh. Eu mâine sunt pusă pe treabă, sau... Da, deci pentru mâine eu sunt mega fresh, mega pusă pe treabă, v-am zis, am o mulțime de idei de postări, o mulțime de idei de clipuri, de chestii de făcut, de planuri. Acum, dacă am avut ziua asta în care am stat așa și am vegetat, n-am făcut mare lucru productiv, ca să spun așa. Bun, cam atât pentru astăzi, cam atât pentru vlogul ăsta. Eu sper că v-a plăcut, chiar să-mi spuneți. S-a părut ok, vi s-a părut util? Vă place să vă arăt, nu știu, rutina mea și lucrurile de genul ăsta pe care le fac? Sau mai bine nu?
Mulțumesc dacă v-ați uitat și mai ales dacă ați rezistat până la final. Vă pup și ne vedem în următorul clip.